Un bărbat care și-a amenințat cu moartea fosta nevastă și soacră a fost prins de polițiști cu un întreg arsenal asupra sa. Mai exact, acesta și-a cumpărat dintr-un stat european mai multe arme și muniție și apoi a intrat în România fără a declara armele la vamă. Potrivit mesajul.ro, polițiștii de la acțiuni speciale aveau informații că bărbatul are arme asupra sa și că ar fi intenționat să își ucidă fosta soție, dar și pe membrii familiei acesteia. Atunci a organizat un filtru pe autostrada 1 și l-au prins pe acesta între localitățile Ilia și Deva, informează alba24.ro. Potrivit IPJ Hunedoara, sâmbătă 4 iunie, în jurul orei 17 pe autostrada 1, între localitățile Ilia și Deva, a fost depistat în trafic un bărbat în vârstă de 40 de ani, cu privire la care existau informații că ar deține asupra sa o armă de vânătoare și ar intenționa să își ucidă fosta soție și pe membrii familiei acesteia aflați într-o comună de lângă municipiul Hunedoara. După efectuarea controlului corporal și al autoturismului, bărbatul a fost condus la sediul IPJ Hunedoara pentru audieri. Polițiștii au stabilit că bărbatul a adresat amenințări cu moartea fostei sale soții și mamei acesteia prin intermediul unor rețele de comunicare și a procurat dintr-un stat european și a deținut și transportat fără drept o armă letală, cuțe vilinse și 3 arme neletale, un pistol, un revolver cu aer comprimat și un pistol de semnalizare, dar și o pereche de cătușe metalice din categoria celor supuse autorizării, precum și muniția aferentă, pe care le-ar fi introdus ilegal pe teritoriul României, sâmbătă 4 iunie, fără a le declara organelor vamale. Le-a ascuns în bagajele aflate în autoturismul pe care îl conducea. În urma administrării probatoriului, polițiștii au luat măsura preventivă a reținerii bărbatului pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunilor de contrabandă calificată, amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Duminică 5 iunie, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Hunedoara, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, relatează mesajul.ro.